Țelina trebuie semănată în interior în luna martie. Răsadurile sunt apoi plantate în grădină după ultimele înghețuri, aproape în luna mai. Plantele de țelină trebuie mutate în grădină când au aproximativ 10 cm înălțime și întărite înainte de plantare în pozițiile lor finale. Plantele care au fost crescute în interior vor trebui să se obișnuiască cu temperatura și condițiile exterioare înainte de a putea fi plantate afară. Acest lucru va dura între o săptămână și 10 zile în funcție de vreme. Țelina trebuie să fie plantată la o distanță de 30 de cm între plante și 30 de cm între rânduri. Udați-vă bine plantele, adică răsadurile, cu o oră înainte de plantare. Pentru a planta răsadul, faceți o gaură. Pentru răsad, trebuie să împingeți ferm solul în jurul rădăcinilor cu degetele pentru a obține un contact bun cu solul. Nu întăriți partea de sus a solului, deoarece acest lucru îl poate compacta și împiedică umiditatea să ajungă la rădăcinile plantelor.